prezintă opțiunea noastră pentru o lume în care să trăiesc în viitor mai multe generații ale aceleași familii. De ce n-am crede că prin așezarea la oaltă a banilor oamenilor, a trudei oamenilor, se va putea ca o generație umană să fie contemporană cu bunicii, cu străbunicii, cu fiii, cu nepoții și cu strănepoții ei. De ce n-am crede că prin lupta noastră de fiecare zi merităm longevitatea, merităm viața. De aceea ne rugăm daci, prin vocea lui Ștefan Hrușcă, pentru părinții noștri. Fie ei de-a pururea binecuvântați, fie copiii lor, fie nepoții lor de-a pururea binecuvântați. Rugă pentru părinți. Enigmatici și cu minți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că și așa prost. Și voi tinerii cum au fost, voi mai tineri decât noi. Și voi tinerii cum au fost, voi mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Au plătit cu viața lor, ale fiilor. Doamne, fă-i nemuritor pe părinții care mor. Doamne, fă-i nemuritor pe părinții care mor. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sping, lumânări în cuib de cum, parcă tac și parcă nimic, plin de boli și suferinți, ne întoarcem. Mângâiați pe părinți, cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați pe părinți. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea, tatăl meu, sărut mâna mama mea, dar de ce priviți așa, fata mea și fiul meu, eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu.
Eu sunt cel ce va urma.